Începând cu anul 2012, operatorii economici au obligația de a raporta online în sistemul integrat de mediu datele specifice activității desfășurate. Pentru a veni în sprijinul operatorilor economici din județ, Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți a transmis acestora adrese privind modalitatea de raportare. Nerespectarea acestor obligații constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 la 2000 de lei pentru persoanele fizice, respectiv de la 5000 la 10000 de lei pentru persoanele juridice. Începând cu anul 2012, operatorii economici au obligația de a raporta online în sistemul integrat de mediu datele specifice activității desfășurate. Pentru a veni în sprijinul operatorilor economici, Agenția de Protecție a Mediului Mehedinți a transmis acestora adrese prin care li s-a detaliat modalitatea de raportare. Atragem atenția că nerespectarea obligației titularului de activitate de a furniza autorităților competente informațiile solicitate pentru elaborarea inventarelor de emisii constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 de lei la 2000 de lei pentru persoane fizice și de la 5000 de lei la 10000 de lei pentru persoane juridice. Inventarul local de emisii este impus prin directive europene. În cadrul acestui inventar au fost identificați la nivelul județului Mehedinți un număr de peste 200 de operatori economici. Termenul de raportare a acestui inventar este 20 februarie 2015. Inventarul local de emisii este impus prin directive europene transpuse în legislația românească odată cu aderarea României la Uniunea Europeană. În cadrul acestui inventar au fost identificați la nivelul județului Mehedinți un număr de peste 200 de operatori economici. Aici ne referim atât la agenți economici mari, cum ar fi RANU sau Fabrica de Anvelope, precum și la autorități publice locale, cum ar fi primăriile. Termenul de raportare a acestui inventar este de 20 februarie 2015.